Dacă o parte dintre moldoveni se arată dezamăgiți de rezultatele alegerilor parlamentare anticipate, alții și-au arborat pe fețe mulțumirea. Oamenii au reacționat diferit după desfășurarea scrutinului electoral din 28 noiembrie. O parte dintre cetățeni s-au așteptat ca rezultatele alegerilor să fie altele. Cam rele rezultatele, pentru aceasta că lumea n-a votat cum trebuie. Rău! M-am așteptat la un rezultat mai bun în partea altor partide, numai nu ale comuniștilor. Dacă sincer, cam la este și m-am așteptat. Probabil chiar sau întrebării nu mai era a mine. M-a uimit pentru că credeam că totuși o să fie o schimbare oricare, adică o schimbare, ce să vă spun, schimbarea dorită de mine. Am votat pentru o schimbare, dar nu pentru PCR mea. Nu sunt reale. Multe încălcări sunt în alegeri care s-au făcut. Altă parte spune că rezultatele alegerilor sunt cele care trebuiau să fie. Cele mai bune sunt rezultatele a Partidului Comunist din Republica Moldova. Și tot, eu nu mai spun nimic. Cei ce au trebuit să fie? Comuniști. De ce? Ce au mai mulți voturi și vor face mai mult pentru țara noastră. Cât a fost comunistul la putere, am avut și leafă bună și la timp. Oamenii vin și cu sfaturi pentru politicieni în așa fel ca să poată fi depășită criza politică. Mă gândesc că ar trebui să lucreze asupra electoratului, să educe electoratul pentru ca ei să voteze. Guvernarea care va fi să țină cont de promisiunile care le fac pentru cetățeni. Să formeze o coaliție, ca să nu ne întoarcem înapoi, să facem câțiva pași înapoi. Pentru că eu scot guvernul Filat, totuși este destul de modern, destul de deștept și văd că prietenesc cam cu toții. Măcar și băiară tot așa alianța, astea trei partide și să fac un procent, măcar las și bă, măcar 57% sau 59%. Negocierile privind formarea unui parlament funcțional vor începe după anunțarea rezultatelor finale ale alegerilor, însă o primă întâlnire a liderilor PLDM, PD și PL ar putea avea loc chiar mâine. Astăzi, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a declarat la o conferință de presă că este dispus să facă alianță în Parlament cu PD sau PLDM. Liderul PLDM, Vlad Filat, însă exclude orice coaliție cu PCRM. Pe de altă parte, președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov, a spus în presă că este mai simpatică o colaborare în Parlament cu PLDM decât cu comuniștii. În schimb, liderul liberal Mihai Ghimpu este de părere că Alianța pentru Integrare Europeană își va continua activitatea deja într-un nou format, fără AMN.